Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. David Copperfield. Dramatizare de Horia Lovinescu după Charles Dickens. Înregistrare din anul 1954 în regia artistică a lui Mihai Zira. În rolul principal, Silvia Chicoș. Casa londoneză pe la jumătatea veacului trecut. E seară. La lumina dulce a unei lămpi de masă lucrează un bărbat. În încăperi e liniște. Bărbatul e în puterea vârstii. Are ochi buni și visători, ca ai tuturor oamenilor deprinși să privească departe și să zărească lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le văd. Bărbatul cu ochi visători e Charles Dickens. A întors ultima pagină a manuscrisului la care lucrează și a rămas cu privirea țintită undeva departe în trecut. Pare că șoptește ceva. David Copperfield, viața n-a fost prea ușoară pentru tine, băiețaș. Dar acum nu-i așa că suntem mulțumiți. Nu ne-am dat înfrânți. Am luptat, ne-am făcut cât am putut datoria și am înseninat puțin viața mohorâtă a tuturor oameni. Da, David. Iar dacă ar veni cineva și m-ar întreba: ai cunoscut oare dumneata atât de bine copilăria acestui băiețaș? Eu m-aș gândi fără să vreau la copilăria mea. David a avut nenorocul să se nască după moartea tatălui său. Locuia împreună cu mama lui și cu dedaca Peggotty în satul Blundestown, lângă Yarmouth, într-o casă de la marginea cimitirului. Nu vedeau pe nimeni, dar se simțeau foarte fericiți ei trei în micul lor cămin. Și iată că într-o seară... Peggotty, obrajii dumitale sunt atât de roșii și rotunzi încât e de mirare că nu-i ciugulesc păsările ca pe niște mele. Mina mea, sufletelul meu, prasnic ce ești. Ce ar fi să te duci la culcare? Mama dumitale poate să mai întârzi? Și-ți cad ploapele de somn. Nu, Peggotty, mai lasă-mă, vreau să aștept. Da, dar de ce întârzi atâta? Beata de ea. E pentru prima oară că mai iese și ea în lume. Atât de tânără și frumoasă cum e. De când a murit tatăl dumitale, tot închis în casa a stat. Noroc că mai are câțiva prieteni vechi care o invită din când în când. Peggotty, ai fost maritată vreodată? Eu? Copilule. A bătut la portiță. S-a întors doamna Copperfield. Dar parcă mai e cu cineva. Uite-i acolo la felinar. E domnul cu favoriți negri care duminica trecută ne-a întovărășit până acasă. Devi! Mamă! Mamă! Bună seara! Băiatul acesta are un noroc de prinț. Ia mâna de pe obrazul meu și nu atinge pe mama! David! Ce copil zglobiu! Înțeleg gelozia. David, n-ai fost politicos cu domnul. Mr. Nurstown, îți mulțumesc că ți-ai dat osteneala să mă însoțești până acasă. Doamnă, nici într-un caz nu poate fi vorba de osteneală. Oh, dar ce frumos geranium. Îmi dați și mie o floare? Alegeți, vă rog. Nu, doamnă, alegeți dumneavoastră. Oh, vă mulțumesc. N-o să mă mai despart niciodată de ea. În două zile o să fie veșteră. David! Ce copil isteț! O adevărată plăcere să stai de vorbă cu el. Sărut mâinile, doamnă. Noapte bună, domnule. La revedere, frumosul meu copil. Nu-mi dai mână? Cum... stânga? Nu-i nimic.
vom fi prieteni buni. Ne vom înțelege. Pregătire, închide ferestrele. Da, doamnă. După cât se vede, doamnă, ați petrecut o seară plăcută. Da, foarte plăcută, Peggy, mulțumesc. Du-te la culcare, David. Noapte bună. Noapte bună, mama. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună, Peggy. O figură nouă e întotdeauna plăcută. Dar un individ ca ăsta n-ar fi fost pe gustul răposat lui dumneavoastră soț. Aș putea să jur. Dumnezeule, iar începi. Mă chinui în fiecare zi cu aceleași vorbe. Sunt o biată văduvă și dincolo de zidurile casei acesteia n-am niciun prieten. E cum te lasă inima pe gâti să-mi vorbești așa? Vorbiți mai încet. O să deșteptați copilul de alături. Vă rog să scuzați libertatea pe care am luat-o vorbindu-vă astfel, doamnă. Sunt o simplă servitoare. Dar am făcut-o numai din devotament pentru dumneavoastră și din dragoste pentru copil. Dacă credeți că planurile dumneavoastră de viitor nu-l vor face nenorocit, faceți ce credeți că este mai bine. Aș fi însă de părere ca Mr. Davy să nu asiste la vizitele tot mai dese ale domnului Maidstone aici. Lăsați-l să vină cu mine la țară, la fratele meu, timp de o lună. În vremea asta, dumneavoastră să faceți cum o să credeți că e mai bine. Puteți să-l puneți în fața faptului îndeplinit, dacă vreți. Micul Davy a petrecut o lună minunată la mare. Ardea de nerăbdare să-i povestească mamei toate întâmplările lui, plimbările cu barca și pescuitul. De aceea, la întoarcere, îl nedumeri atitudinea blândei Peggy. Cu cât se apropiau de casă, cu atât dăda ca se posomora. Odată ajuns acasă, David nu s-a mai putut stăpâni să nu întrebe. Peggy, de ce am intrat în casă prin bucătărie? Și cine-i servitoarea asta nouă care ne-a deschis? Îți pare bine că te-ai întors acasă, Mr. Davy? Da, Peggy, am petrecut așa de bine la mare că m-am gândit mai puțin la mama. Am remușcări. Ea care se gândește mereu la mine. Mi-e rușine să-i o spun. Ce-o să zică? Nu cred că o să zică nimic. De ce zâmbești, Peggy? Nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Unde-i mama? Nu-i acasă? Ba da, ba da, aici. Așteaptă o clipă. Mr. Davy, am să-ți spun ceva. Peggy, mă sperii. Ce s-a întâmplat? Oh, nu-i nimic, dragă Mr. Davy. Peggy, îți privește odată. Mr. Davy, uite, cum să-ți spun, vezi, ai un tată. Alt tată? Da, altul. Nu vreau să-l văd. Nici pe mama ta nu vrei să o vezi? Nu se poate. Trebuie să te duci în salon. Mama și domnul Maidstone te așteaptă acolo. Mama! Davy! Clara, fără alintări, fără slăbiciuni, amintește-ți ce ți-am spus. Trebuie să te stăpânești. Trebuie totdeauna să te stăpânești. Poți pleca, David. Ne vedem la masă. Te-ai supărat că ți-am schimbat camera? Trebuia, copilul. În camera ta o să stea sora domnului Maidstone, care o să locuiască cu noi. De ce nu răspunzi, David? Ce ai? N-am nimic. Copilul meu. Nu mai vina ta pe gătire. Răutăcioasă.
Știu acum tot. Cât ați lipsit, m-ai vorbit de rău, copilul. Cum? Pe mine și pe cei ce mă iubesc. Pe Iuti, te rog să-mi explici. Să nu vă pară niciodată rău de vorbele care le-ați spus acum. Ah, îmi pierd capul. În luna mea de miere și cel mai rău dușman ar trebui să mă lase să am puțină liniște și fericire. Și tocmai voi. Devi, ești un copil răutăcios. Și tu, pe Iuti, ești de vină. Tocmai acum când ar trebui să văd în jurul meu numai figuri fericite. Dar ce înseamnă asta, Clara? Ai uitat? Fii puțin mai tare. Îmi pare rău, Eduard. Aș vrea să fiu înțeleaptă, dar mă simt așa de tristă. Regret că mi-o spui. Ai început-o prost, Clara. Dar nu e o adevărată nenorocire, Eduard, ca propriul meu copil să se poarte așa cu mine, acum când după atâția ani de doriu încerc să-mi refac viața. Lasă-ne o clipă singuri, pe mine și pe Devi, iubita mea. Jupâneasă, știi cum o cheamă acum pe stăpâna dumitale? E de mult stăpâna mea, sir, și trebuie să o știu. E adevărat. Dar când am intrat, mi s-a părut că te-am auzit dându-i un nume care nu mai al ei. Știi că poartă acum pe al meu. Să nu mai uiți. Poți pleca. Și acum, David, când sunt nevoit să îmblânzesc un cal nărăvaș sau un câine rău, ce crezi că fac? Nu știu, sir. Îl bat. Îl zdrobesc. Îl fac să-mi ceară îndurare. Îmi spun, e o fire nărăvașă și rea. Cu orice preț trebuie să-l înfrâng. Chiar dacă îi scurg tot sângele din vine, trebuie să-i viu de ac. Dar ce-ai pe obraz? Puțină murdărie, sir. Credeam că sunt lacrimi. Ești foarte inteligent pentru un copil. Văd că m-ai înțeles. Șterge-te cu Batista. Vine mama ta. Clara, dragă, nu o să te mai chinuiască. Vom corija micul nostru caracter. Peste câteva zile s-a auzit o trăsură oprindu-se la poarta grădinii. Sosise Miss Marston. Avea aerul sinistru, părul negru ca al fratelui ei, cu care de altfel semăna mult, și la figură și la purtări. Sprâncenile ei groase se uneau deasupra nasului mare, ca și cum și-ar fi lipit acolo favoriții lui Mr. Marston. Intră în salon, privi jur împrejur și spuse: Bună ziua! Bine ai venit, Jane! Sper că o să te simți bine în casa mea. În casa mea? Clara? În casa noastră, vroiam să spun. Îmi permiți, dragă cumnată, să-ți prezint pe fiul meu, David. În general nu-mi plac băieții. Ce mai faci, tinere? Mulțumesc bine, dar dumneavoastră... Maniere proaste! Știi, scumpa mea, Clara, venind aici a făcut un mare sacrificiu. Da. Vreau să te scutesc de orice încurcătură. Ești prea frumoasă, prea tânără ca să-ți bați capul cu treburi și cu griji pe care le pot descurca eu în locul tău. De aceea, draga mea, dă-mi cheile casei. O să mă ocup eu de toate. Bine, dar eu ce să mai fac? Nu te supăra, Jane. Clara! Îți înțeleg mirarea, Eduard. Mi-ai spus într-una că trebuie să fiu tare. Pune-te însă în locul meu și judecă. Să mă văd dată la o parte din propria mea casă. În casa mea, Clara? În casa noastră, vreau să spun. Sper că mă înțelegi, dragul meu, Eduard. În casa noastră. Aș putea să am și un cuvânt în treburile gospodării. Nu-i nicio supărare, nu-i așa? Mă descurcam destul de bine, crede-mă, și înainte de căsătorie. Am marturi. Întreabă și pe Peggy. Eduard, să terminăm. Mă întorc imediat acasă. Jane Marston, cum îndrăznești? Clara, n-aș putea să-mi exprim îndeajuns mirarea. Na, îmi făcuse plăcere să mă însor cu o femeie fără experiență și simplă. Voiam să-i formez caracterul, să-i transmit ceva din fermitatea mea, din tăria de care avea nevoie. Dar când sora mea
Jane Merston are generozitatea, bunătatea să vie să mă ajute în strădania mea când consimte din afecțiune pentru mine să ocupe aici un loc care în mod obișnuit e ținut de o femeie de serviciu, când văd că drept răsplată e tratată ca un dușman. Te rog, Eduard, te rog, nu mă învinui de nerecunoștință. Nimeni nu mi-a spus asta până acum. Am multe defecte, Eduard, dar pe acesta nu, oh, nu. Când văd că Jane Merston e tratată grosolan, sentimentele mele se schimbă și se răcesc. Nu vorbi așa, Eduard. E mai presus de puterile mele. Am multe lipsuri, dar din fire sunt afectoasă, foarte afectoasă. Nu ți-aș spune dacă n-aș fi sigură. Întreabă și pe Pilgăt, ea o să-ți spună la fel. Liniștește-te, Clara. Pentru mine slăbiciunile nici nu există. Nu țin seama de ele. Nu le dau nicio importanță. Asta trebuie să-ți o vâri bine în cap. Te rog să mă ierți. Nu vreau să fie nicio neînțelegere între noi. N-aș putea suporta răceala ta. Îmi pare rău. Am multe defecte, Eduard, o știu. Și foarte drăguț din partea ta. Foarte frumos că vrei să mi le corijezi. Jane, da. Nu mai am nimic de spus. Aș fi disperată dacă te-ai gândit să ne părăsești. Jane Merston, e datoria noastră creștinească să uităm și să iertăm scena asta penibilă. Nu e nici vina mea, nici a ta. Alții ne-au târât în această discuție. Copilul n-ar fi trebuit să asiste la ea. David, du-te în camera ta. Odată cu venirea Jenny Marston, a intrat și întunericul în casa aceea, odinioară atât de fericită. Glasurile aspre, tăcerile înghețate, privirile reci, brrr, și lecțiile. David trebuia să învețe pe de rost ca un papagal pagini întregi din care nu mai pricepea nimic. Dispăruseră pentru totdeauna ecourile plăcute de altădată când învăța să descifreze pe genunchii mamei cuvintele din cărțile cu poze. Acum era de ajuns să-l vadă pe domnul Merston și pe sora lui ca să-i zboare tot din cap. Pornea în galop cu recitatul. Sărea un cuvânt. Mr. Marston ridica ochii. Sărea alt cuvânt. Miss Marston ridica ochii. Sărea vreo 6 cuvinte. Tot ce știa pe din afară cu o clipă mai înainte se prefăcea în fum. Așa s-a întâmplat și în ziua în care domnul Merston încerca să-l asculte la geografie. Erau de față, ca de obicei, sfioasa doamnă Copperfield și apriga Miss Jane. Deși învățase ca întotdeauna foarte bine, David se bâlbâi îngrozitor. Domnul Merston se făcuse stacojiu. David, vin aici. Domnule Merston, te rog, nu mă bate. Am încercat să învăț. Știu lecția, dar mi se leagă limba când dumneata și Miss Merston sunteți de față. Nu pot, vă jur. Poți? Ți se leagă limba? Vom vedea. Ticălosule, m-ai mușcat. Bestie, câine, turm. Ce? Pleacă imediat de aici. Clara, monstru de fito, m-a mușcat de mână. David, îți rup eu colții, fiară. S-au culcat cu toții. Ți-am adus puțină mâncare și o cană cu lapte. Nu mi-e foame. Trebuie să iei ceva. N-ai mâncat nimic de azi dimineață. De ce n-a murit, Peggy? Devi, cum poți vorbi așa? Și măicuța ta. Mama, nu mă mai iubește. Sunt un băiat rău.
Nu-i fac decât supărări. Văd bine că e rușine cu mine. Și are dreptate. David, vorbești ca un copil prost. Dumnezeu să le răsplătească pentru ce au făcut. Au adus nenorocire cu ei. Crezi că o să-i mulțumească numai cu atât? Vor să scape de tine ca să nu mai fie nimic între ei și mama ta. Îți închipui ce o așteaptă. Ai auzit ceva? Da, vor să te trimeată intern într-un pension lângă Londra. Cum? Un pension condus de un prieten al lor, Crickle. Oh, dacă le-o semăna, i-am auzit vorbind între ei. Când vor să plec? Mâine. Ți-au făcut lada. O să o văd pe mama? Da, mâine dimineață înainte de plecare. Comoara mea, nu plânge. Pe cât? Să nu mă uiți niciodată. Nici eu nu o să te uit. O să am grijă de mama ta cum am avut grijă și de tine. Fii liniștit. Poate va veni ziua când o să-i pară bine să-și poată sprijini bietul ei cap pe brațul bătrânii proastei sale, Peggotty. Și, uite, ca amintire de la mine, poate o să ai nevoie. Pungă asta cu ceva bani și un pachet prăjituri. Mulțumesc din inimă, Peggotty. Să-mi scrii. O să-ți scriu și eu. Sărută-mă, Peggotty. Rămâi cu bine. Mergi sănătos, Mr. Davy. Și la revedere. Nu mă uit. Ăsta e pensionul Salem. Aici am ordinul să te duc. Casa asta e un pension? Te prinde mirarea? E adevărat că seamănă mai mult la închisoare. Și să-l vezi pe picior de lemn. Cine e picior de lemn? Aici îi spun portar, dar eu cred că are multe pe conștiință. Cine a sunat? Sunt servitorul de la hanul Mistrețul Albastru. Ei, ce e? Tânărul acesta a sosit azi dimineață cu diligența de la Yarmouth. A fost înscris la școala dumneavoastră. E din partea domnului Merstone, de la Blenderstone. Aha! Dumneata ești acela care știi să muști așa de bine. Am fost anunțat de sosirea dumitare. Mi-am luat toate măsurile de pază. Vino! Vino cu el. Atunci eu plec. Bună ziua! Bună! Vino cu mine! Ei, Mr. Mer. Da? Noul nostru intern, știi, cadoul expediat de domnul Merston. Mr. Mer e pedagogul pensionului Salem. Dumneata ești Copperfield? Da. Îmi pare bine. Hai cu mine. Un moment, Mr. Mer. Da. A fost cizmarul pe aici. A adus înapoi ghetele dumitare. Spune că nu poate să le mai cârpească. Zice că n-a mai rămas nicio bucată din gheata veche. Se mira. Cum pot să-i cer să le mai repare? Ai auzit, Copperfield? Dacă ești deștept, nu-ți mai trebuie alte explicații despre internatul Salem și regimul din el. Hai să mergem. Asta e sala de studii. De ce tresari? Nimic, erau doi șoareci pe catedră. Spectacol banal, o să te obișnuiești. Aici e locul dumitale. Dar ce ție, omule, ce te-ai cocoțat pe pupitru? Câinele. Câinele? Care câine? Pancarta asta. Păziți-vă, mușcă. Da.
Nu e un câine, Copperfield. E vorba de un elev. De tine. Cum? Am ordin să-ți leg pancarta de spate. Îmi pare rău că începem cu asta relațiile noastre. Hai, nu te opune, e zadarnic. E o măsură luată de director în urma celor povestite de tatăl tău vitreg. De asta zicea portarul cu picior de lemn că... Da, staci. Copperfield e aici? Da. Domnul director. Dumneata ești tânărul care trebuie să-i pilim dinții. Tangby, întoarce-o. Perfect. Pancarta se vede de la o poștă. Ai vreo reclamație contra lui? Nu încă, acum a picat. Vino aici, Copperfield. Vino aici, Copperfield. Dă urechea. Dă urechea. Oh, urechea. Am onoarea să-l cunosc pe tatăl dumitale vitreg. E un om și jumătate. Un om energic. Îl cunosc și mă cunoaște. Dar dumneata mă cunoști? Nu, nu, nu încă, domnule. Nu încă? Eh, o să fie și asta. V-aș ruga ceva, domnule. Ce? V-aș ruga? Știți, îmi pare rău de ce am făcut. Dar... dacă se poate să-mi luați pancarta asta din spate înainte ca să iasă elevii în recreație. Ce-ai spus? Barga! Da. Dă-mi! Dă-mi barga! Iertați-mă, vă rog! Am auzit că dumneata muști. E, și eu sunt celebru în privința asta. Crezi că asta e o vargă ca toate vergile? Nu, te înșeli. E dintele meu. Ce părere ai, nu? E un dinte canin? Ai? E un molar? Ai? Mușcă bine, ai? Mușcă bine, nu? Hai, Tangby! Diseară îl pui la post. Diseară îl pun la post. Hei, Copperfield, ți-ai plătit dreptul de cetățenie la pensionul Salem. Nu ieși încă în curte, e prea multă lume. Ce căutați aici? Am auzit, sir, că ne-a sosit un nou coleg. Un nou coleg, vizit. Ne-a spus-o Tâmpi. Numele meu e Tempi Traddles. Copperfield. Dar ce-i spate? Ia! Cuță! Stilfort, vorbește Stilfort. Ieșiți. Tu rămâi, Traddles. Da. Copperfield, mi s-a vorbit de pancarta ta. Dacă vrei să știi părerea mea, e pur și simplu o infamie. De acum înainte te iau sub protecția mea. Cum să-ți mulțumesc? Bine, n-are importanță. Ai ceva bani? Da, da, 7 shillings. Ai face mai bine să-mi încredințezi mie ca să ți-i păstrezi. Bineînțeles, numai dacă vrei. Alminter ține-i tu, dar nu te sfătuiesc. Oh, mai e vorbă. Poftim. Da. Poate vrei să-ți lași ceva bani de cheltuială, nu te jena. Nu, 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 mulțumesc. Nimic mai simplu dacă vrei, n-ai decât să spui. Dar și părerea mea e că n-ai nevoie. Nu, încă o dată mulțumesc. Poate vrei să cumperi o sticlă de lichior de un shilling sau doi. Am bea-o sus în dormitor de seară. N-am nimic contra. Perfect. Uite, pun rămășa că ai fi încântat să cumperi d'un shilling biscuiți cu migdale. Cum să nu? Și prăjituri și fructe d'un shilling sau doi. Bun, poți conta pe mine. Mă duc să fac cumpărăturile. Nu mă controlează nimeni, nici la ieșire, nici la intrare. Nu te teme, trec totul prin contrabandă. La revedere, fetiseară! Ai făcut foarte bine. E singurul de aici care nu se teme de nimeni. Nici de taica Crickle. De ce? Stilfort e de familie bună. Mama lui e bogată. Asta face puțină reclamă pensionului Salem, care numai faimă bună nu are. Mai de mult, Crickle l-a făcut negustorie de grâne și a dat faliment. O afacere necurată. Era cât pe aci să intre în pușcărie. Cum? Tâmbi e servitorul lui încă de pe atunci. Pe semne, Crickle se teme să nu flecărească despre trecut. De aceea îl ține. Da, da, suntem o casă distinsă. Dar sună clopotul. În clasă, Copperfield. Da. Thank you.
David s-a obișnuit cu bătăile lui Crickle, cu răutatea lui Tangbay, cu umilința servilă a pedagogului Mel. David mânca puțin, în casa bătaie multă și învăța. Era însetat de învățătură. Când a plecat în vacanță acasă, a aflat că are un frățior, dar pe maică-sa aproape nici n-a recunoscut-o. Era galbenă, slăbită, tristă, stătea ceasuri întregi fără să scoată un cuvânt. În casa mohorâtă nu se auzeau decât pași nervoși ai domnului Marston. David își aducea aminte de veselia de odinioară, de poznele lui, de râsul lui Peggotty, de cântecele mamii. Când David plecă din nou la școală, maică-sa îl petrecu până la poartă. Era frig, era liniște, își ținea copilul în brațe, stătea împietrită cu ochii fixi, ca o statuie. Cu imaginea asta a plecat David. Apoi a trecut din nou vreme lungă. La pensiune, aceeași bătaie, aceleași lecții. Într-o dimineață de martie, David s-a sculat mai vesel. Era ziua lui de naștere. M-ați chemat, Mr. Mel? Nici o grabă, Davy. Par foarte însuflețit. Te-am întrerupt de la joacă. Nu, Mr. Mel, dar astăzi e aniversarea zilei mele de naștere și băieții mă sărbătoreau. Îmi pare rău. De ce? Că te-am întrerupt. Că a trebuit să te întrerup. Nu înțeleg, Mr. Mel. Așa e viața, le amestecă toate. Vreo veste? De aceea trebuie să fim totdeauna pregătiți pentru vești. De acasă? David, am să-ți spun ceva. Ești prea tânăr ca să știi că totul se schimbă, totul dispare în viața aceasta. Unii se sting la tinerețe, alții la bătrânețe. Mai repede, spune! Când te-ai întors din vacanță, toți erau bine acasă? Da. Mama ta era bine? Pentru că îmi pare rău că trebuie să ți-o spun. Am primit o scrisoare. E bolnavă? E în primejdie? A murit. Cum? Este... Fii tare, David. Trebuie să pleci numai decât la mormântare. A venit cineva să te ia. La revedere, David. Nu cobor la masa de mormântare, să nu se supere domnul Murdstone. Am cerut voie, domnișoare Murdstone, să rămân în camera mea pe gâti. Pe mine m-au concediat. Le amintesc prea multe lucruri care nu le convin. Pe gâti, de când sunt aici, n-am putut fi singur niciun moment. O mulțime de străini în jurul nostru. Cum s-a întâmplat? Părea sănătoasă când am plecat. De mult nu se simțea bine. Nu era fericită. O chinuia inima. Când a avut copilul, am crezut că o să se mai zdrăvenească. Dar dimpotrivă, slăbea din zi în zi. Cânta atât de dulce copilului, că odată ascultând-o, mi s-a părut că o voce din văzduh, care se urca la cer. Ultima noapte, seara, m-a sărutat și mi-a spus: dacă moare și copilașul, Peggotty, te rog să mi-l pui în brațe, să fim îngropați împreună. Și așa am făcut. Bietul micuț, n-am mai trăit decât o zi după ea. Era târziu noaptea, că mi-a cerut să-i dau apă. Mi-a vorbit încetişor și blând, draga de ea. Apoi și-a pus bietul ei cap pe brațul bătrân și tristii sale pe gâti și-a murit ca un copil care adorme. Davy! Da? De mult mă gândesc la ceva. Ți-am vorbit de câteva ori de mătușa tatălui tău, Miss Betsy Trotwood de la Dover. A fost aici când te-ai născut?
Da, și a plecat trântind ușa când a văzut că sunt băiat. Nu e chiar atât de rea. E mai mult într-o ureche. Și place să țipe și să bagiocorească pe cei din jur când se înfurie. Și ți-ar face plăcere să ne facă o altă vizită? Crezi că ar fi rău? Poate te-ar ierta că ești băiat. Dacă vezi că nu mai e nicio ieșire pentru tine, tot la ea o să trebuiască să te îndrepți. La vila ei mică de la marginea mării. Bine, pregătim. Eu plec mâine zor, David. Pregătim. Nu o să mai avem timp să ne vedem. Rămâi cu bine, lumina mea. Pregătim. Și dă-mi vești despre tine oriunde te vei afla. Păgăte! Bună mea, păgăte! Unde te duci, David? Dacă îmi permiteți, domnule, vreau să mai vorbesc cu păgăte. David, îmi pare rău, dar constat că ai un caracter imposibil. Da, mă recunosc ca un urs. E o predispoziție pe care nu pot lăsa să se dezvolte sub ochii mei fără să încerc să o îndrept. Ai auzit vreodată vorbindu-se de casa noastră de comerț? Foarte puțin. Casa Merston și Grimby în comerțul de vinuri. O conduce domnul Keenan. Sunt mai mulți băieți de vârsta ta care lucrează acolo. În pivniță, în curte, la tejghea, în antrepozite. Domnul Keenan a avut bunătatea să te primească și pe tine în aceleași condiții. Adică hrană și ceva bani de buzunar. Un an s-a chinuit bietul David la Londra, spălând sticle, înfundând dopuri, măturând gunoaiele împreună cu vreo alți câțiva copii, plătiți pentru asta cu o bucată de pâine mucegăită. Pensionul lui Mr. Crickle îi se părea acum un rai și cât ar fi vrut să învețe. David se hotărâ să fugă de la stăpân. Dar încotro? Gândul mătușii din Dover îi se ivi în minte, fie ce-o fi. Și așa, în fața unei căsuțe albe din Dover, cu o frumoasă peluză în față, s-a oprit într-o bună zi un băiețaș de 10 ani, murdar, zdrențuit, cu picioarele însângerate de 6 zile de drum, cu ochii mari plini de lacrimi. N-avem nevoie de cerșetor pe aici. Pleacă. Nu sunt cerșetor, miss. Nu, ești numai un pomanagiu. Hai, pleacă și repede. Plec, plec, da. Spune-mi, aici stă miss Trotwood. E stăpâna mea. Ce vrei de la ea? La urma urmei nu mă privește. E treaba ta. Dar să știi că nu-i plac cerșetorii. Și mai ales băieții. E adevărat, deci că nu-i plac băieții. E rea? Rea? De, unii o laudă, alții o cărăsc. Dar rea nu-i deloc. Ce altfel ar îngriji așa pe Mr. Dick? Cine e Mr. Dick? Un gentleman bătrân care trăiește la noi în casă. Unii spun că nu-i în toate mințile. Dar e așa de bun, de vesel. Rudele lui voiau să-l închidă într-un ospiciu și atunci l-a luat Miss Betsy sub ocrotirea ei. De altfel se înțeleg tare bine. Prin urmare, e bună. Dacă știi ce fericit sunt. Zic că e zălut copilul ăsta. Moare de foame și e fericit că Miss Betsy e bună. În sfârșit, vrei să vorbești cu ea? Aoleu, uite-o că vine. Să nu crede cumva că te-am adus eu. Am șters-o. Intră pe poartă, dar vii să nu calci pe peluză, că te scarmână de zmes fugi. Iar mi-a călcat derbedeii florile. Trebuie să-i spun mi să adic să-mi cumpe o umbrelă nouă. Cu derbedeii ăștia le-am rupt pe toate. Cel puțin le-am rupt pe spinarea lor. Îmi permiteți, doamnă. Cine-i? Un cerșetor? Și pe deasupra și un băiat? Mr. Dick! Janet! Umbrela! Ce vrei? Șterge-o! Șterge-o imediat aici!
Dar, doamnă... Eu nu sunt doamnă, sunt Miss Neobrăzatule. Miss? Nici o Miss, șterge-o. Janet, umbrela! Vrei să-mi rup florile? Îți dau eu ție. Să-mi calci peluza, te aranjez eu. Miss, te rog. Ce, ești sur? N-ai auzit să pleci? Mătușică, eu... Ce-ai spus? Mătușică, eu sunt David. Care David? Și cum îți permiți să-mi spui mătușică? Păi sunt nepoata dumneavoastră. Copilul ăsta e nebun. N-am nicio nepoată. Și tu ești băiat. Da, dar ar fi trebuit să fiu fată. Cum? Știți, v-ați supărat atunci când m-am născut. Mama, pregăti... Adică, eu sunt David Copperfield din Blunderstone, unde ați fost în noaptea nașterii mele când ați venit să o vedeți pe mama. Am fost foarte nenorocit de la moartea ei. Dumnezeule sfinte! M-au părăsit. Nu m-au învățat nimic. M-au bătut. Nu mai puteam suferi. Am fugit. Uitați-vă la zdrențele mele. David, fiul nepotului meu. Janet! Janet! Janet, repede! Ajută-mi să-l duc pe copilul ăsta nenorocit în casă. Nu vezi? A leșinat. Așa. Ușor. Ține-l bine sub șior. Ușor, ușor. Încet. Săracul, te dai multă foame. Nu. Să-l așezăm aici? Nu, nu, aici, dincolo, pe divan. Pune-i o pernă sub cap. Da, doamne, imediat. Deschei la guler. Dă-mi un pahar. Dă-mi și sticla aceea. Doamnă, dar... Nu mă zăpăci, Janet, că greșesc băutura. Așa, e unde sticla? Uite, mi-a pierdut capul. Ce, nu-și revine? Dă-mi sticla! E nu asta, cealaltă! Doamnă! Te poftesc să nu mă zăpăcești. Hai, David, hai de înghite băutura asta bună. E, uite, Janet, își vine în fire. A deschis ochii. Cred și eu, doamnă. Dacă i-ați dat sos de anșoa amestecat cu oțet și cu bulion, după așa ce vă urmăre cineva, ori se scoală din mormânt. Am greșit sticlele din cauza ta. Cineva ar putea crede că am fost emoționat. David, David, dragul meu. Da, mătușică, îți mulțumesc. Ce mai bine, puiul meu. Stai să-ți mai pun o pernă sub cap. Așa. Doamne, m-am pierdut cu fire. Așadar, te simți mai bine, băiatule? Da? Da. E, ce să fac acum? A, da. Janet, du-te la domnul Dick și spune-i că-l rog să coboare. Am să-i vorbesc. Da, da. Uite cu ce ochi mă privește. Simt că-mi vine să plâng. Betsy Trotwood, ești o proastă. Sărăcuțul de el. Oh, doamne, ce-mi văd ochii? Berbedeilor, hai malalelor, iar să-mi caci pe peluza mea? Unde mi-e umbrela? Aha, fugiți, îmi știți de frică. E, lasă că vă jupor eu. De ce te uiți așa speriat la mine, David? M-a chemat Miss Betsy. Tocmai am terminat de lipit zmeul de hârtie. Nu pot spune că mi-am pierdut ziua. Domnule Dick, e momentul acum să fim serioși. Nimeni nu poate fi mai serios ca dumneata când vrei. Toată lumea o știe. Te rog stăruitor să lăsăm poveștile la o parte. Te ascult, Miss Betsy. Domnule Dick, m-ai auzit vorbind de nepotul meu, David Copperfield? Nu te preface că nu ții minte. Nu merge cu mine. Știu că ai o memorie excelentă. David Copperfield? Da, David Copperfield. Adevărat, David. E bine, uite-l pe fiul lui. Ar semăna în totul cu taică-su,
dacă n-ar fi leit maică sa. Fiul lui David. Se poate? Da. Curios. Și-a făcut o ispravă bună. A fugit. Sora lui, bineînțeles, n-ar fi fugit de acasă. Ce fată desăvârșită, ce educație, ce caracter. Păcat numai că nu există fata asta. Crezi că n-ar fi fugit? Se poate? Ce-ți trece prin minte? Dar știu ce spun. Ar fi stat de la început la mătușa ei și am fi fost foarte fericite împreună. Te întreb, unde să fugă și pentru ce? Nu știu. Bine, Dick, de ce faci pe prostul când ești mai deștept decât toți? Uite-l pe David Copperfield Jr. Iată ce voiam să te întreb. Ce să fac cu el? Ce să faci cu el? Aha, da. Ce să facem cu el? Atenție! Îmi trebuie un sfat cu greutate. Ei bine, dacă aș fi în locul dumitale, aș pune să-i fac o baie caldă. Gen! Domnul Dick are totdeauna dreptate. Încălzește baia. A urmat zile de odihnă. Mr. Dick făcea smeie. Miss Trotwood păzea peluza. Pe fereastră intra aerul mării amestecat cu parfumul florilor. David ar fi fost fericit dacă ar fi știut ce are de gând să facă cu el mătușa lui, dar Betsy Trotwood tăcea preocupată și încruntată. Până într-o zi când... David, i-am scris. Cui? Tatălui tău vitreg. Cum? I-am trimis o scrisoare pe care va fi nevoit să o citească cu mare băgare de seamă. Altfel va avea de furcă cu mine. L-am prevenit. Știi unde sunt, mătușică? I-am spus-o. Mă vei da înapoi? Nu știu încă. Vom vedea și asta cât de curând. Au sosit la Dover, el și cu sora lui. Mi-au trimis un bilet că vin imediat să mă viziteze. Ia vină încoace. Văd doi la portiță. N-or fi ei? Ba chiar ei. Fug să nu mă vadă aici. Ba să faci bine să stai lângă mine. Domnul și domnișoara Merstone de la Blunderstone. Roagă-i să poftească. Apoi să chem jos pe domnul Dick. Poftă rog. Miss Trotwood? Da. O întrebare, te rog. Nata ești domnul Merstone, care s-a căsătorit cu văduva răposatului meu nepot David Copperfield din Blunderstone? Da. Doamnă, vă prezint pe sora mea, Jane Merstone. Îmi pare bine, doamnă. Domnișoară. Iată-l și pe domnul Dick. Domnul Dick, un vechi și bun prieten al meu. Bună ziua, domnule. Ce mai faci, domnule? Bună ziua. Voi intra de-a dreptul în materie. Domnule Merstone, cred că ar fi fost mult mai bine să fi lăsat în pace pe copila aceea, soția nepotului meu. Sunt de părerea doamnei Trotwood. Biata noastră Clara era un copil atât de nepriceput și slab. E o fericire pentru mine și dumneata, domnișoară, că înaintând în vârstă, nimeni nu poate spune același lucru despre noi. Și că nu avem niciun motiv să ne temem că farmecul nostru ne va fi fatal. Așa cum ați spus adineauri, ar fi fost mult mai bine pentru fratele meu să nu fi făcut această căsătorie. Totdeauna am fost de părerea asta. Miss Trotwood, am primit scrisoarea dumneavoastră și am privit ca o datorie din partea mea, ca un semn de respect pentru dumneavoastră. Nu te ocupa de mine. Să vin să vă răspund personal. Cu tot deranjul călătorii, în loc să vă scriu. Nenorocitul acesta de copil care și-a părăsit protectorii și a fugit de ocupațiile lui... Fratele meu n-are nevoie de confirmarea mea. Totuși îmi iau permisiunea să adaug că între toți băieții din lume nu cred să fie unul mai rău. Asta e cam mult. Nu-i prea mult în comparație cu faptele.
Mai departe, domnule? L-am crescut așa cum îmi cereau principiile mele și nu răspunde asta decât față de conștiința mea. Unde o țineți? Ce anume? Conștiința. Trebuie să mă stăpânesc. Nu-i așa, Jane Marston? Tărie de caracter. Ia pildă. Voi adăuga numai că am pus acest copil sub supravegherea unuia din prietenii mei, într-un comerț onorabil. Că situația nu i-a convenit, că a fugit rătăcind pe drumuri ca un vagabond și că a sosit la dumneavoastră în zdrențe ca să vă ceară ajutor. Vreau să vă atrag atenția cinstit, Miss Trotwood, asupra urmărilor inevitabile provocate de protecția ce i-o acordați în condițiile de mai sus. Să începem cu situația onorabilă pe care spune că i-ai făcut-o băiatului. Dacă din nenorocire ar fi fost fiul dumitale, tot așa l-ai fi plasat? Dacă din fericire ar fi fost fiul fratelui meu, ar fi avut cu totul alt caracter. Dacă biata lui mama ar fi trăit, tot această onorabilă ocupație i-ai fi dat-o? Clara nu s-ar fi opus la ce-am găsit noi, sora mea și cu mine, că e cea mai bună soluție. Soția dumitale, domnule, era un biet copil nenorocit care nu cunoștea lumea. Dovadă că s-a măritat cu dumneata. Ia spune-mi, te rog, renta pe care i-a lăsat-o primul ei bărbat s-a stins odată cu ea? S-a stins cu ea. Dar casa și grădina au rămas. Și zăpăcitul de nepotul meu nu s-a gândit să îi le asigură lui fiul său, lui David. Când Clara ți-a făcut plăcerea să moară, ai rămas dumneata stăpân. Doamnă! Ei, nu mai face pe jignitul. Care e concluzia dumitare în privința lui David? Atât. Sunt gata să-l iau pe David înapoi fără condiții, ca să fac din el ce-mi convine și ce-mi place. N-am venit să fac promisiuni, nici să-mi iau angajamente față de nimeni, oricine ar fi. Și dumneata, domnișoară, mai ai ceva de adăugat? Miss Trotwood, tot ce aș putea spune a fost așa de bine exprimat de fratele meu, încât nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru fermecătoarea dumneavoastră primire. Oh, pot să fiu și mai fermecătoare încă. Da? Dar copilul, ce zice? David, vrei să pleci? Te rog, mătușica, nu-i lăsa să mă ia. Niciodată nu m-au iubit. Niciodată n-au fost bun cu mine. Mama mea a fost foarte nenorocită din pricina lor. Am suferit cât nu se poate spune și n-am decât 10 ani. Te rog, te rog, mătușică, în amintirea tatălui meu, apără-mă și ocrotește-mă. Domnule Dick, ce să facem cu copilul? Ce să facem? Pune să ia măsură pentru un costum de haine. Pantalonii mei nu-i vin. Domnule Dick, dă mâna. Bunul dumitale simți are o valoare de neprețuit. Iar dumneavoastră, domnule și domnișoară, puteți pleca. Dacă David e așa cum spui, îmi va fi ușor să fac cu el ceea ce ai făcut și dumneata. Dar nu cred o boabă din tot ce mi-ai îndrugat. Miss Trotwood, dacă ai fi bărbat... Pofturi! Ce încântătoare politeță! Crezi că nu știu cum ai chinuit-o pe biata lui mamă? Crezi că nu știu ce zi nenorocită a fost pentru ea când te-a văzut pentru prima oară surzând și făcând pe pisica blândă? În viața mea n-am pomenit așa primire! Și când ai fost sigur de ea, te-ai pus să-i faci educație, te-ai pus să o dresezi, ai băgat-o în colivie ca să înveți să cânte la fel cu dumneata. E nebună sau beată? Mai degrabă beată. Și ca și cum un călău n-ar fi fost de ajuns, ai mai adus în casă o fată bătrână, înăcrită, care se răzbuna pe un copil de 8 ani pentru că niciun bărbat nu se mai uita la ea. Părăsiți imediat casa. Janet, condui! Am scăpat. Mătușică, pot să te sărut? Da. Aici, pe obraz. Și pe ăstălalt. Domnule Dick, vrei să te consideri pe jumătate tutore acestui copil?
Sunt încântat să fiu tutorile fiului lui David. Bine, ne-am înțeles. Ce crezi? Aș putea să-i dau și numele de Trotwood? Desigur, Trotwood, fiul lui David Copperfield. Tot începe o nouă viață. Auzi, David, copilul meu, David Trotwood Copperfield. Asta e povestea primei copilării a lui David Copperfield. Am scris-o cu nădejdea că ticăloși de teapa lui Marston, ipocriți de felul Jenny Marston sau bestii de felul lui Creakle vor simți palma pe care le-o dau. Iar dacă vreunul dintre dumneavoastră ar vrea să afle ce a devenit mai târziu David Copperfield, i-aș putea răspunde că a învățat, s-a făcut mare și a început să măzgălească hârtia. A devenit scriitor. Da, da, scriitor. Și vă rog să nu începeți a șopti sau a face presupuneri, pentru că eu închid acum manuscrisul acesta și nu mai am nimic de adăugat. Ați ascultat David Copperfield, dramatizare de Horia Lovinescu după Charles Dickens. Au interpretat Silvia Chicoș, Dida Solomon, Ion Pavlescu, Dina Mihalcea, George Măruță, Cleopan Cernățeanu, Coti Hociung, Ion Anastasiad, Didi Ionescu Felea, Costache Antoniu, Lili Popovici, Ion Gheorghiu. Regia artistică Mihai Zira. Înregistrare din anul 1954.